Roman, capitolul 10, aș vrea să citim primele trei versete. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Vorbim de oameni care aveau ce? Râvnă. Ce înseamnă un om plin de râvnă? E foarte important să știm ce înseamnă plin de râvnă. Ce înseamnă un om plin de râvnă? Foarte doritor zelos. Face orice ca să împlinească ceea ce dorește, ca să obțină ceea ce dorește. Da? Deci vorbim de un om care este trup și suflet pentru... Exact, pentru... Citiți ce scrie în versetul 2. Plin de râvnă pentru Dumnezeu. Și fiți foarte atenți ce spune Dumnezeu despre oamenii plin de râvnă, adică trup și suflet pentru Dumnezeu, dar care nu înțeleg neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Caută să-și pună înainte o neprihănire a lor proprie. Aici este marea problemă. Că râvna noastră pentru Dumnezeu, trup și suflet pentru Dumnezeu, dragostea noastră pentru Dumnezeu, dorința noastră de a asculta, toate acestea, dacă nu sunt Derivate sau dacă nu vin din credință, nu au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu, pentru că sunt lucrurile noastre și cu nimic din ceea ce e al nostru, noi nu putem merge înaintea lui Dumnezeu. Recitim încă o dată versetul 3. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Care este neprihănirea pe care o dă Dumnezeu? Am citit într din aceste zile un text. Da, însă ce obținem prin credință? Haideți să mergem în Ieremia, la capitolul 23. Ieremia, capitolul 23, vom citi versetele 5 și 6. Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. În vremea lui, Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința lui. Și iată numele pe care îl vor da. Domnul, neprihănirea noastră. Ce n-au cunoscut evreii? n-au cunoscut pe Domnul Isus Hristos. Care este riscul în creștinismul de astăzi, în bisericile noastre, în viața noastră? Să nu îl cunoaștem pe Domnul Isus Hristos. Să nu cunoaștem lucrarea Lui de pe acest pământ pe care a făcut-o și lucrarea Lui din ceruri pe care o face. Și dacă noi nu-L vom cunoaște pe Domnul Isus, atunci toată râvna noastră pentru Dumnezeu nu este decât un lucru bun, dar atât, nimic mai mult. Da? Și și acest bun este omenesc. 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 Haideți să vedem de ce. Rămâne la roman, dar mergem la capitolul 14. Vreau să vă uitați puțin la versetul 23. Haideți să-l și citim, dar cine se îndoiește și mănâncă este sândit, pentru că nu mănâncă din încredințare și spune traducerea noastră, tot ce nu vine din încredințare e păcat. Însă cuvântul încredințare nu este cel mai bun folosit în această traducere pentru că cuvântul în, în limba greacă spune cu totul altceva. Vreau să vă citesc dintr-o traducere care observa locul acesta și fiți foarte atenți ce spune. 14 cu 23. Tot ce nu vine din credință este păcat. Fiți foarte atenți. Tot ce nu vine din credință este păcat. Cu alte cuvinte, credința este esențială, necesară pentru mântuirea noastră. De ce punem accentul pe neprihănirea prin credință? Pentru că orice neprihănire care nu vine din credință este păcat înaintea lui Dumnezeu. Deci e foarte, foarte important să înțelegem lucrul acesta. Și haideți să luăm un caz uh, din Biblie și să îl analizăm. Repetăm încă o dată. Oamenii care nu cunosc neprihănirea lui Dumnezeu, adică pe Domnul Isus, dar sunt plini de râvnă pentru Dumnezeu, își pun înaintea lor o neprihănire a lor proprie. Haideți să vedem ce s-a întâmplat imediat după căderea în păcat în această privință. Și mergem în Geneza, în Cartea Genezei, exact, la capitolul 4. Înainte de a citi de acolo, vă aduceți aminte că ieri, în cele două prezentări, am văzut că în ambele făgăduințe și în făgăduința vestită în grădina Edenului, accentul cădea pe Domnul Isus Hristos. Și în făgăduința făcută lui Avram, prin care sunt binecuvântate toate neamurile pământului, accentul cădea pe Domnul Isus Hristos. Acum aș vrea să citim. Geneza capitolul 4, vreau să citim de la versetul 3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Uitați-vă, vă rog, în Biblia dumneavoastră, la mâncare este o cifră și uitați-vă în jos sau în stânga, în dreapta, nu știu unde este așezat, ce scrie acolo? Mulțumesc! Deci după o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă pentru păcat din roadele pământului. De ce a adus Cain o jertfă pentru păcat? Pentru că știa că este păcătos. De ce s-a dus cu jertfa la Dumnezeu? Pentru, ca, pentru că ca și păcătos avea nevoie de iertare. Ce vroia Cain de la Dumnezeu? Împăcarea cu el. Fiți foarte atenți. Un om vrea împăcarea cu Dumnezeu. Citim mai departe. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain, deci foarte atenț, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Deci Dumnezeu se uită cu plăcere la Abel și se uită cu plăcere la jertfă. Dar nu se uită cu plăcere la Cain și nu se uită cu plăcere la jertfa lui Cain. Întrebare de ce Dumnezeu nu s-a uitat cu plăcere la un om care căuta împăcarea cu Dumnezeu. Asta este. Deci, deși dorim împăcarea cu Dumnezeu, deși ne dorim iertarea Lui, dacă noi dorim să ajungem acolo, prin modul nostru de a Face religie prin modul nostru de a avea credință, Dumnezeu, ce spune Scriptura? Nu privește cu plăcere. Mergem în Evrei, capitolul 11, versetul 6. Evrei 11, citim versetul 6 care ne spune așa. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce caută. De ce Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre Cain? Pentru că Cain nu aducea acea jertfă prin, prin credință. Însă Abel a adus-o prin credință, oare? Haideți să citim, da? Mergem la versetul 4 și citim. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jerfă mai bună decât Cain. Prin ea, prin cine? Prin credință sau prin jerfă? A primit el mărturia că este neprihănit. Prin credință. E clar că nu-i jerfă pentru că spune mai departe căci Dumnezeu a primit darurile lui. Acum spuneți ce înseamnă darurile lui? Mielul era creația lui Abel? Abel a făcut pe miel să crească? I-a dat de mâncare, l-a dus la pășune. A avut grijă de el. Cel mult. Însă mielul nu era a lui Abel. Cu alte cuvinte, Abel îi duce un dar Domnului, dar al cui era mielul? Al Domnului Isus Hristos. Deci, prin credință înseamnă să-i dai Domnului ceea ce de fapt este al lui. Cu alte cuvinte, prin credință înseamnă să accepți ceea ce Dumnezeu îți dă. Pe cine reprezenta mielul? Pe Domnul Isus Hristos. Al cui este Domnul Isus? al Tatălui. Cui l-a dat Tatăl? Nouă. Acum, înțelege de ce Dumnezeu nu ne poate mântui decât prin credință? Pentru că El ne-a dat nouă neamului omenesc pe Fiul Său. Iar dacă noi căutăm să obținem mântuirea alt fel decât prin Fiul, prin credința în El, prin credința Lui, noi nu vom putea fi primiți de Tatăl. Pentru că nu se poate. Galaten 2 cu 16. Galaten 2 cu 16 ne spune. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprigănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Isus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Însă, însă, aș vrea să vă citesc același text dintr-o altă traducere. Fiți foarte atenți, urmăriți-mă. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința lui Isus Hristos am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința lui Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Și acum vreau să citiți versetul 20. Am fost răstinit, deci din în 2. Am fost răstinit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc acum traducerea din care v-am spus și mai înainte. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu. Se sizați diferența? Nu e credința în Isus. E credința lui Isus viața pe care o trăiesc acum, după ce am fost răstignit împreună cu Hristos, este viața nu în credința lui Isus, în Isus, ci este viața prin credința lui Isus. În momentul în care noi avem credință în Isus, e bine, dar nu suficient. Dragii cred în Isus, Matei, capitolul 7: Fac oameni multe minuni în numele lui? Da? Nu e suficient. Noi trebuie să avem credința lui Isus. Pentru că avea credința lui Isus înseamnă a avea mintea lui Isus. Aceasta este Evanghelia. Și mântuirea nu vine altfel decât prin credința lui Isus. Nu există nimic altceva și vreau să citim lucrul acesta, Roman capitolul 3. Nu există nimic altceva care să ne ofere neprihănirea. Romani capitolul 3, versetul 20, 21 și 22. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința lui Isus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Cu alte cuvinte, când noi credem în El, cu scopul de a asculta de El, fiți foarte atenți la ce spun, când credem în El, cu scopul de a asculta de El, dacă mă iubiți, veți păzi toate poruncile mele, El ne dă credința Lui. Și având credința Lui, automat în viața noastră se manifestă ascultarea de toate poruncile Lui. Acesta este pasul, însă să fiu dispus să intru în acest proces în care Dumnezeu mă conduce. Acum spuneam așa. Citisem ieri din Galateni 3 cu 17. Dacă vreți, puteți să mergeți acolo să mai recitim încă o dată. Haideți ca să ne fie ușor, poate nu suntem obișnuiți cu textul. Galateni 3 cu 17 ne spune așa. Iată ce vreau să zic, un testament sau un legământ pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, cum am citit ieri, dintr-o altă traducere, în, în Hristos. Da, foarte important, deci legământul a fost întărit în Hristos, nu poate fi desfințat, așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Pavel ne spune că Dumnezeu pune accentul nu pe ce s-a întâmplat la Sinai, ci pe ce i-a promis lui Avram. E foarte important. Dumnezeu pune accentul pe ce a fost în făgăduința făcută lui Avram, și nu pe ce s-a întâmplat la Sinai. De ce? Pentru că, dacă vă uitați la ce s-a întâmplat pe Sinai, Isus nu e prezent niciunde. Isus nu e prezent în ce s-a întâmplat pe Sinai. Și vreau să vedeți lucrul acesta. Haideți, în Deuteronom, capitolul 5. nu, 6, 6, citim versetul 25. Eu am să vi-l citesc direct în cealaltă traducere. Ne va fi neprihănire dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El. Cine să le împlinească? Noi. Câte? Toate. Poate omul să asculte de toate poruncele lui Dumnezeu? Nu poate. Haideți în Levitic, capitolul 18. Leviticul, capitolul 18, citim versetul 5. Fiți foarte atenți la cuvinte. Să păziți legile și poruncile mele. Omul care le va împlini, va trăi prin, prin ele. Ce am citit? Din Galateni. Că dacă s-ar fi dat o lege care să dea viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Ce spune Scriptura? Astea sunt legile, astea sunt poruncile. Omul care le va împlini va trăi prin ele. Știa Dumnezeu că nu vor putea? Înțelegeți? De asta spun. În Ținai, Hristos nu a fost. Hristos a fost acolo până la momentul în care le-a zis: Dacă veți asculta glasul meu și dacă veți prețui legământul meu. Însă, când poporul a înțeles greșit lucrul acesta, atunci Dumnezeu le-a oferit ceea ce doreau: un educator, un îndrumător care să le arate cât sunt de păcătoși. Da? O să citim lucrul acesta. Ne întoarcem în Romani, capitolul 10. Romani, capitolul 10. Citim versetul 4 și versetul 5. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Într-adevăr, Moi se scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea, va trăi prin ea. Însă, care este omul acela? Chiar și Hristos. A trăit prin credință. Avem credința lui Isus prezentă în Biblie. Și acum, haideți să vedem ce s-a întâmplat la Muntele Sinai. Încă o dată, repet, de ce studiem subiectul acesta? Pentru că lumea creștină se așează într-un proces al ecumenismului pe baza unei îndreptățiri prin credință care spune că noi vom continua să păcătuim până când vine Domnul Isus Hristos. Că păcatul va fi întotdeauna în noi și că noi nu putem birui decât în parte. Deci de aceea studiem această chestiune pentru a vedea că nu este așa. Noi putem birui păcatul pe deplin și putem să devenim ascultători pe deplin față de lege. Și nu legea de la Sinai care era umbră, ci acea lege desăvârșită acelor două lucruri, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porun se cuprinde toată legea. Care lege? Cea divină, cea de sus, care este mult mai desăvârșită decât cea de pe pământ. Și poate o să citim lucrul acesta să vedem. Evrei capitolul 1, cât am spus? Nu, nu, nu. Am zis că mergem, da, la sinagogă, dar înseamnă că nu v-am spus unde. Evrei, capitolul 8. Am crezut că v-am spus și eu răspunsese cu pagina deschisă la Evrei 11, dar era de fapt 8. Da? Evrei 8. Aș vrea să citim versetul 5. Și de la 5 înainte. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama i s-a zis să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este el e mai bun. Căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Fiți foarte atenți la cuvintele lui Dumnezeu. În el este putere, în el există viață și există transformarea minții și a inimii. Le citim încă o dată. Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este el e mai bun. Deci avem un legământ mai bun. În versetul următor o să vedem ce al legământ mai avem. Și apoi spune de ce e mai bun. Căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Versetul 7. Într-adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu al doilea. Ce înseamnă fără cusur? Fără greșeală. Citim încă o dată. Într-adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără greșeală n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu al doilea. Noi am spus că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Noi am spus că la cuvântul lui Dumnezeu totul apare și se întâmplă în dată. Noi am spus că tot ceea ce face Dumnezeu este desăvârșit. Noi am spus că în momentul în care Dumnezeu face o făgăduință sau un legământ rostește cuvinte care se împlinesc, de care trebuie să depindem, și în care este viață și putere. Am o întrebare. De ce legământul de la Sinai, adică cuvintele rostite de Dumnezeu acolo, au fost cu greșeală? Asta este. Pentru că Dumnezeu a încheiat cu ei un legământ cerut de ei. Deci la Sinai, Dumnezeu a încheiat cu poporul un legământ cerut de ei. Ne uităm încă o dată, îmi pare rău că n-am un flip chart aici să putem desena, v-ar fi mult mai ușor ca să putem înțelege lucrurile. Dar recitim și încercăm să le ținem în minte ceea ce citim. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă. Deci îi avem pe cei de la templu cu o slujbă și îl avem pe Iisus Hristos cu o slujbă. Care spune așa mai departe, cu atât mai înaltă. de slujba lui Hristos este cu atât mai înaltă cu cât legământul este mai bun. Înțelegeți ce spune Pavel? El pune uh, într-un raport slujba, da? Domnului Isus Hristos cu legământul și spune cu cât legământul cel al cărui mijlocitor este Isus, este mai bun, cu atât slujba este mai înaltă. Înțelegeți? Deci, prin asta, Pavel pune în contrast și legământul lui Hristos cu legământul celălalt. Da? Deci, avem o slujbă pământească cu oameni pământești, avem o slujbă cerească cu Hristos, avem un legământ despre care știm că a fost cu greșeală și un legământ care a fost mai bun. Căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Asta ne interesează. Care erau făgăduințele legământului de la Sinai? Am citit 6 cu 25 de Da, am citit Leviticul în capitolul 18. Făgăduințele erau așa. Cine va păzi legile și poruncile acestea, va trăi prin ele. Era o făgăduință făcută de Dumnezeu. E ca și cum aș spune eu copilului meu, dacă îmi faci o integrală de la minus pi la pi din DX pe DY, îți cumpăr un avion. Îi cumpăr pământul, îi cumpăr luna. Dacă îmi faci integrala, vă dați seama, nici o șansă. Astea erau făgăduintele de la Muntele Sinai. Omul care va păzi poruncile acestea, va trăi prin ele. Și cuvântul lui Dumnezeu nu-i de putere. El făcea ceea ce a zis dacă avea omul care păzea poruncile. Însă doar unul singur s-a ridicat. Domnul Isus Hristos. În rest niciunul. Înseamnă că legământul de la Sinai, care sunt făgăduințele celui de al doilea, le-am citit ieri, dacă crezi în Cuvântul lui Dumnezeu și te bazezi doar pe Cuvânt ca să împlinească ceea ce a spus, vei primi viața veșnică. Vei trăi prin credință. Ce spune Habacuc? Căci cel neprihănit va trăi prin credință. Asta înseamnă neprihănire prin credință. Haideți să le reluăm. Cele două legăminte, da? Și puteți nota așa comparativ. Eu scriu mai mare și mai puțin ca dumneavoastră să vedeți. Se vede până în spate? Bun. Cele două legăminte. Avem legământul de la muntele Sinai. Este unul. Și avem un legământ despre care Dumnezeu spune că a fost prin Hristos dat lui Avram, da? Vom așeza aici a crucea de la Golgota, dar înțelegem de fapt aici că este și Avram implicat. Da? Acesta este numit primul legământ și acesta este numit legământul cel vechi. Scuze. Cel nou. Sau al doilea. Deci cel vechi sau primul și legământul cel nou, sau al doilea. Însă, dacă ne uităm cu atenție aici, spuneți-mi care a fost primul legământ încheiat de Dumnezeu. Deci, cel de al doilea este primul. Însă, din cauza faptului că poporul n-a înțeles corect ceea ce vrea Dumnezeu, i-au zis lui Moise, spune lui Dumnezeu să ne zică ce trebuie să facem și noi vom face. Moise s-a dus, spune acolo, dacă uitați în Exo 19, s-a dus și a zis Domnului cuvintele poporului. Și Dumnezeu a zis bine. Vreau să le prezint un standard înalt al desăvârșirii și le fac o făgăduință. Toți aceia care vor atinge standardul vor avea viață. Și în câteva zile și-au călcat legământul. Da? Deci asta este problema sau diferența între cele două legăminte. Mergem în Deuteronomul, capitolul 4, citim versetul 1 și versetul 2, spuneam. Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Împliniți-le pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care vă dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. Fiți foarte atenți la ce urmează. Eu am să vă citesc dintr-o altă traducere să n-adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu. Deci ce îți spune Dumnezeu? Să nu adaugi și să nu scădeți nimic din ele. Ce spune? Să nu scoți din ele. Mai puțin, da, da, nu, nu, duce mai departe. Deci, încă o dată recitim: să nu adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele să, ca să puteți să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau. Recitesc încă o dată, fiți atenți la ce spun. Să nu adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu, să nu scădeți nimic din ele ca să puteți păzi poruncile Domnului Dumnezeului nostru pe care vi le dau. Când puteau ei să păzească? Dacă nu adăugau și nu scoteau. Deci așa venea viața. Deci eu vă făgăduiesc viața prin aceste porunci, dacă voi le veți păzi. Cum? N-adăugați, nu scoateți. Ce au făcut evrei? Au adăugat, au scos. Ce face lumea creștină? La fel. Și în lumea creștină se spune, noi trăim prin credință, legea a fost dată la o parte. Fals. În lumea creștină, preacurvia nu este admisă. Dar muzica satanică da. Deci ce au făcut? Au lăsat o poruncă și au scos o alta. În lumea creștină este permisă homosexualitatea. Ce au făcut? Au scos că Biblia spune să nu fie prezentă. Înțelegeți? Deci lumea creștină de astăzi este un tablou identic al mântuirii prin fapte. Singura diferență este că iudeii erau mai plini de râfdnă iar creștinii de astăzi sunt mai relaxați și au pus pe Hristos numele Jesus sau Isus și ei sunt ai lui Iisus. Atâta tot. Ceilalți aveau un, o mântuire pri, prin fapte legalistă, iar ceilalți au o mântuire prin fapte liberală. Atât neprihănirea prin fapte legalistă, cât și neprihănirea prin fapte liberală, nu te duce la ascultarea de toate poruncele lui Dumnezeu. Pe când neprihănirea prin credință te duce la ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu, fără a adăuga nimic și fără a scoate nimic. De aceea diferența dintre cele două, semnific... cele două legăminte este cu atât mai mare, cu atât mai distantă. Pentru că aici avem făgăduințele lui Dumnezeu, în care cuvântul vorbește și cuvântul împlinește iar aici avem făgăduințele omului și ale lui Dumnezeu în care Cuvântul vorbește și omul împlinește. Și așa ceva nu se poate. Și noi trebuie să învățăm că trebuie să ieșim, dacă cumva avem în minte lucrurile acestea, trebuie să ieșim din capcana vechiului legământ și să intrăm în libertatea celui de-al doilea. Mergem în Galateni la capitolul 4. Galateni, capitolul 4, citim de la versetul 22. Sau aici de la 21. Spuneți în voi, care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii unul din roabă și unul din femeia slobodă. Notați cuvintele, da? Deci a avut doi fi. Unul din roabă, agar, da? Și unul din femeia slobodă. Ce înseamnă slobod? Unul din femeia liberă. Doi fi, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Acum citim. Dar cel din roabă s-a născut cum? În chip firesc. Citim. A fost născut firesc. Iar cel din femeia slobodă s-a născut prin prin făgăduință. lucrurile acestea, care? Doi fi, unul din roabă, unul din femeia slobodă, unul firesc, unul prin făgăduință. Deci lucrurile acestea trebuiesc luate într-alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Da. Unul de pe muntele Sinai, care este? Acesta, deci unul de pe muntele Sinai, naște pentru robie. Ce a făcut Dumnezeu la muntele Sinai? Robie a păcatului. Pentru că omul a spus, Doamne, arată în caracterul Tău cel mai înalt și eu voi ajunge acolo. Da. Și atunci ești în robia legii, în blestemul legii. Unul de pe Muntele Sinai naște pentru robie și este Agar. Căci Agar, versetul 25, este Muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu frații săi. Dar Ierusalimul cel de sus este Slobod și el este mama noastră. Deci aici avem Sinaiul, dacă mai puteți nota. Și aici avem Ierusalimul. ceresc sau Ierusalimul de sus. Pe baza a ce a promis Dumnezeu mântuirea și moștenirea Canaanului? El prin asta a vrut să o facă, poporul prin asta a dorit. Dumnezeu a intrat într-o relație de genul acesta cu ei doar pentru a arăta ce înseamnă puterea omenească și a-i conduce să se uite la cine? la Hristos. În Geneza 3 cu 15 este Hristos. În Geneza 12, unde se făgăduiește lui Avram că toate semințiile pământului, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate în tine, este Hristos. Pentru că Hristos este sămânța lui Avram. Da? Citim mai departe, versetul 28. Și voi, fraților, ca și Isac. Voi sunteți copii ai făgăduinței. Ai cui copii suntem? Ai făgăduinței. Acum fiți foarte atenți ce urmează. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Persecutau cananiții pe Isac? Nu. Ismael persecuta pe Isaac. De ce am pus întrebarea asta? Ca să înțelegem că persecuția nu vine din afara Bisericii, ci prima dată vine din Biserică. Împotriva ce? împotriva neprihănirii care se capătă prin credința lui Isus Hristos. Și de aceea vedem întreaga lume creștină trăind fără să știe într-un legământ de acest tip și luptând împotriva acestui tip. Diferența. Vreau să discutăm puțin diferența. E foarte important, da? Deci Avram a avut doi fii. Unul din roabă, unul din femeia slobodă. Cel din roabă s-a născut în mod firesc. Și haideți să vedem cum s-a născut în mod firesc. Avram, împreună cu Agar, a un copil. Ceva anormal? Sara era stearpă. Avram încă putea avea copii. Deci este clar, între Avram și Sara nu putea exista natural, firesc, un copil. Nu puteau avea copii. Da? Și atunci Avram o ia pe roabă, deci foarte interesant ce s-a întâmplat, o ia pe roabă ca să aibă un copil care să împlinească făgăduința lui Dumnezeu. E foarte important. Da? Deci, Adam vrea să aibă un copil din roabă și acel copil, sau prin acel copil, Dumnezeu să-și împlinească făgăduința. Vreau să citim lucrul acesta, că e foarte, foarte important. Mergem întâi în Geneza 21 și citim versetul 12 ca să înțelegem planul pe care Dumnezeu l-a avut. Dar Dumnezeu a zis lui Avram să nu te mâhnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roabei tale. Fă sarei tot ce-ți cere căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Deci ce intenție avea Dumnezeu? Ce intenție avea? Să facă ca Isaac să fie cel care va primi legământul și din el să se nască Hristos. Fiți foarte atenți ce a făcut la un moment dat Avram și mergem în Geneza capitolul 17, citim versetul 18. Suntem în momentul în care Dumnezeu făgăduiește din nou lui Avram. Am citit ieri versetele 7, 8 și 9 făgăduiește că va avea o sămânță, prin acea sămânță va moșteni Cananul în mod veșnic și după discuția pe care Dumnezeu i-o tot spune, îi spune de legământul veșnic, de asta, de asta, îi dă un semn, Avram îi spune așa, versetul 18, să trăiască Ismael înaintea ta. Foarte interesant. Adică tu faci copil din roabă, din poligamie, călcând una din poruncile mele. Și tu vrei ca eu să fiu mincinos, neîmplinind făgăduința prin copilul pe care eu l-am plănuit, ci împlinind făgăduința mea prin copilul pe care tu l-ai făcut. Duceți asta în nivelul credinței. Tu vrei acum să te mântuiesc și să-ți dau viața, nu prin făgăduința mea că te voi face desăvârșit, ci prin faptul că tu, scoțând din lege și adăugând la lege, vrei. Să fii neprihănit. Da, înțelegeți? Bun. Născut prin făgăduință înseamnă că Dumnezeu ceea ce promite va și împlini. Omul trebuie doar să aibă răbdare pentru ca planurile lui Dumnezeu să ajungă acolo unde Dumnezeu dorește. Tot ceea ce cere Dumnezeu de la noi este să ascultăm, să prețuim și să avem răbdare. Știți un text în Apocalipsa care spune aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și... Răbdare, păzire, și credință. Scoateți una și este mântuire prin fapte. Adică nu este nici de cum mântuire. Este o viață de biserică așa cum avem fiecare dintre noi. Unitate în diversitate. Cei care nu vor să se pucăiască vor să fie uniți cu cei care vor să se pucăiască. Ca să nu fie contrastul atât de mare. Cei care trăiesc prin făgăduință, Scriptura îndeamnă să fie separați de cei care stau în mod firesc. Știți lucrul acesta? Hai să mergem în Geneza, capitolul 25. Știți că Avram a avut mai mulți copii? Da? Bun. Geneza 25 cu versetul 6 ne spune. Sau hai și 5. Avram a dat lui Isaac toate averile sale, dar a dat daruri fiilor țitoarelor sale, fiți atenți, și pe când era încă în viață, i-a îndepărtat de lângă fiul său Isaac, fiți foarte atenți, înspre răsărit, în țara Răsăritului. Avram, pe când era încă în viață, i-a luat pe unii din copiii lui și le-a zis, voi, l-a răsărit. Că am făcut greșeli în viață. Îmi pare rău. Doar el e copilul făgăduinței, doar el rămâne. Hai să o învățăm spiritual și pe aceasta. Cine este la răsărit? Babilonul. Ce trebuie noi să trimitem în Babilon? Păcatele lui. Toate păcatele noastre, duceți-vă în Babilon. De ce? Pentru că vrem să trăim prin făgăduința Bibliei care ne spune că omul poate trăi în ascultare desăvârșită de legea lui Dumnezeu. Fără ca nicio poruncă să mai poată fi călcat. Și vom dezvolta subiectul acesta. Asta înseamnă robie și libertate. Vechiul legământ și noul legământ. Acum ne întoarcem în Evrei la capitolul 8. Ne uităm din nou la versetul 6 și 7 Ridicăm o întrebare și răspundem. Care din cele două legăminte e mai bun? În care ați dori să fiți? Înțelegeți? Deci niciun om, niciun om uitându-se la aceste texte ale Scripturii care ne prezintă lucrurile clar și încă sunt, sunt puține, sunt multe altele în care nu o să avem timp să trecem, nu mai poate alege dacă cu adevărat vrea să slujească lui Dumnezeu și caracterul Domnului Isus să fie dezvoltat în el, el nu mai poate alege să fie aici. El va trece în libertatea care va permite ascultarea desăvârșită de lege. După amiază vom avea un alt subiect, aș fi vrut să intrăm acum, dar nu, nu ne permite timpul, în care vom arăta ce a făcut lumea creștină cu legea. Și, de fapt, ce ar fi trebuit să facă. Pentru moment, ne oprim aici. Da? Încă o dată, notați versetele acestea, restudiați-le acasă și rugați-vă Domnului să vă descopere adevărul. De ce? Din experiență proprie vă spun, am crezut că înțeleg neprijenirea prin credință. Însă, eu aveam un văl pe ochi și nu înțelegeam că eu trăiesc neprijenirea prin fapte. Declarativ, declaram ceea ce trebuie. Însă, în inima și în mintea mea, nu se făcuse acea dare la o parte a vălului. Ca eu să văd corect lucrurile. Însă, pentru că îmi doream cu sinceritate cerul, Dumnezeu mi-a descoperit că eu caut mântuirea prin reforme, prin ascultare. Și a fost cel mai mare șoc al vieții mele, mai mare decât șocul când am aflat că trebuie să mă botez ca să și să mărturisesc păcat. Și dacă nu ați avut o experiență a convertirii, în așa fel încât să înțelegeți cu adevărat legământul cel nou, rugați-vă Domnului. Și chiar dacă ați avut-o, rugați-vă Domnului să dea zilnic la o parte orice văl pe care l-a mai putea avea, în așa fel încât cuvântul lui să ne fie clar așezat în inimă, în minte și cuvântul Lui să fie împlinit. De ce? Pentru că putem observa în viața noastră că nu există biruință asupra satanei. Sau biruim o luptă, biruim a doua, dar în a treia, când ne lovește, ne-a trimis înapoi la start. Și arul. Și poate merge în cinci, pași, patru, 6. Și când ne lovește acolo, iar înapoi la start, asta nu este viață de credință. Viața de credință înseamnă că suntem biruitori și biruitori și biruitori și chiar dacă cădem, atunci ne ridicăm și mergem înainte. Suntem încă în neprihănire, dar nu să trăim constant într-un păcat. De aceea invitația noastră este: haideți să înțelegem ceea ce stă la baza unei adevărate reforme. Vă reamintesc că vrei 9 cu 10. Toate acele lucruri vechi au încetat în momentul în care s-a arătat reforma, adică în momentul în care Domnul Isus Hristos a venit și a ratificat legământul avramic. Și de atunci invită toată lumea și neamurile și evreii, trimițându-l pe Apostolul Pavel să ne explice taina acestor două legăminte. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru modul minunat în care ne-a călăuzit până acum și pentru faptul că poate lucra în viața noastră ceea ce a făgăduit. Și aș dori ca prin rugăciuni să facem lucrul acesta. Să-i mulțumim Domnului.